poate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Cine s-ar fi gândit că jucăm din prima săptămână cu toți banii pe masă în această dimineață, dublu sau nimic, pentru 4.000 de euro? Suntem live cu imagini din studio, pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook. Puteți intra acolo și puteți urmări concursul nostru. Ia să vedem, Gabi din Arad e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Gabi! Ți-am pregătit 4.000 salut, de euro. Ce baftă pe tine! Da, baftă să și câștig. Păi da, normal. Normal, da. Da, ai făcut primul pas, primul noroc l-ai avut. Acum depinde de tine. Da, mai mă scriu de vreo două sau de trei sezoane tot mă scriu. Și când m-a sunat dimineața domnișoara, că vă sun de la totul, s-a nimic, că pe bune, pe bune. Excelent. Ce plan ți-ai făcut? Să câștig. Ok, foarte bun. Ei tot asta sau... Păi, nu știu, ați vrea, acum să vedem mai departe ce va fi. Zarurile sunt aruncate, oricum. Da. Ta-na. E singur? Îmi place cum ai abordat problema. Da, singur. Singur. Deci e toți banii. Însurat? Să sperăm. Însurat? Da. Deci nu e toți banii. Da. Gabi, da, mai spune-ne câte ceva despre tine, că azi ești vedeta momentului, adică ești participant la 4.000 de euro. Am 55 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc frumos, asemenea și vouă. Și aștept să-mi puneți întrebarea. Am niște emoții, dar nu pot să vă spun. Cu ce te ocupi tu? Sunt pensionat. Dar cu ce te-ai ocupat? Am fost militar. Militar, am înțeles. Da. Să trăiți atunci, domnul Gabi. Să trăiți voi, domnilor. Bine. Regia? Păi, regia. Multă baftă. Gabi, ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Da, știu. Sper eu să vii cu toate răspunsurile la tine astăzi. Baftă! Mulțumesc frumos! 500 de euro. Gabi, la prima vedere așa... Îți spun sincer că dacă reușești să te debarasezi de emoții, azi ai mari șanse să iei toți banii. Sincer îți spun. Nu știu, să vedem. Să vezi. Pentru început, un premiu de 500 de euro pentru întrebarea: pe ce continent se află regiunea Patagonia? America de Sud. La ce armă s-a făcut cariera militară? Cariera militară am făcut-o de mult. Da, la ce 95. Armă? La ce armă? Da. La trupele de securitate am fost. Păi cum? Militar, pensionar și în 85, ai 55 de ani, în 85 aveai? Da, 95. A, 95, am înțeles 85. În 85. A, 85. Păi câți ani aveai? Ce ai făcut? Serviciu militar. Da, păi am fost încorporat la 18 ani. Ai spus că ești militar, pensionar, nu? Da, sunt pensionar militar. Și ce armă? Dar când am fost încorporat în armat, am avut 18 ani, atunci am terminat liceul. Am înțeles. Și acum, da. Dar după aceea, ce armă, în ce armă, la ce armă ai fost militar? La penitenciar am fost. A, la penitenciare. Distracție mare, Da, foarte mare. Vă dați seama. Distractiv, nu? Ok. Da. Da. Gabi, nu știu la ce ar mai fost, dar păi, Patagonia ai nimerit-o. Ai 500 de euro. Ai ezitat puțin? Nu, n-am ezitat, m-am gândit oare în America de Sud, dar eram 99,9% că America de Sud. Și mi-am dat drumul, ce să zic. Bravo, Gabi, corect. Cu 500 de euro n-ajungi în America de Sud, decât mai greu așa. Dacă 1000, cine știe? Cine știe? Hai să încercăm la 1000. Gabi, indiciile le-ai auzit ieri, azi am tot dat un indiciu. Da, cu tenis, la tenis sunt în varză. Da, ai recapitulat. Eu zic că la ce da, am recapitulat tot cu cărți lângă mine, cu soția mă, acum la telefon mi-a spus, ai grijă, ce s-a îngriză? Hai la să vedem. La ce întrebare e, eu zic că treci și deja ar trebui să te gândești dacă dublezi la 2000. Dar ai zis că dublezi la 1000, da? Da. 1000 de euro. Hai să vedem dacă te nimerezi, Gabriel, dacă zici că nu ești foarte bun la tenis. Dana, e o informație de notorietate în ultima perioadă. Gabi, atenție! Pentru 1000 de euro, spune-ne
Ce tenismen a câștigat duminică US Open și a devenit cel mai tânăr lider al clasamentului ATP? González? Alcaraz. Acum avem... Noi avem această regulă, e ca la basket. Dacă mingea e în aer când se sună de sfârșitul meciului și se marchează, e punct. Mă rog, sau două puncte. Sau întrebarea e dacă... Doamne, de să fie punct și să fie punct bun. Da, întrebarea e dacă a fost pe... Dacă a fost mingea în aer. Dacă era mingea în aer. Ne trebuie VAR. Când s-a auzit A. Eu n-am auzit goarnă, ce să vă știu să vă spun. A fost goarnă. A fost, când a fost? Ziceai, a fost ceva, da. Stai așa, că nu ne dăm seama. González ăsta, cine e González? Cine e González? Cine e ăsta? Da, știu de González, ăla care era de 18 ani, parcă cel mai tânăr care... El e, dar nu-i González, e... Nu, Alcaraz. Alcaraz, da. Nu e González, e Carlos, dar mai departe nu știu cum e cu... Noi nu avem posibilitatea tehnică să ascultăm acum, nu? Nu în secunda asta, dar... Când ne trebuie un sfert de oră, sau jumătate de oră, când ne trebuie să ascultăm înregistrarea. Puțin mai încolo. Dar eu, sincer, eu am auzit că a început cu AU când încă era sunetul de goarnă. Luca, tu ce ai auzit? N-am, eu eram concentrat la González. Eu vă spun că așa... VAR, facem VAR? Așa am auzit. Nu. Că e deja... Să trească, da, sumare, Vlad. Nu, dar serios, nu, așa am auzit eu. E părerea mea subiectivă. Nu am VAR în față, dar dacă ar fi să fiu arbitru pe teren, eu aș fluiera gol. De câți bani era vorba? Gabi, Gabi, câți bani câștigai? O mie. Mhm. S-a validat? S-a validat, ai 1000 de euro, Gabi! S-a validat, mulțumesc frumos! Arbitru de rezervă. Mulțumesc frumos! Asta da. A fost chiar așa la... Dar la limită. La limită, la limită, limită era. Da. Adică da, ai deschis gura frumos. Cu Alcaraz când era pe finalul sunetului acolo. Da. Norocul tău. Ești. 6 secunde sunt 6 secunde, timp scurt. Ce așa adevărat. Este. Și 50 de bani 50 de bani. Corect, cum a spus cineva, nu? Alcaraz, răspuns corect, a venit în timp. Mai avem două întrebări. Ce facem? Hai să le luăm pe rând. Ai 1000 de euro, varianta câștigătoare, poate, ar fi să mergi la 2000. Nu merg, nu opresc. Oh. Și cât de rău o să-ți pară? Cum zicea cineva, 50 de bani sunt 50 de bani și 1000 de euro sunt 1000 de euro. Așa este, dar și 2000 sunt 2000. Da, corect. Pe care poți să-i ai, pe care nu poți să-i ai. Acum, stând de vorbă cu tine pe cursul jocului, mă gândesc și văzând următoarea întrebare că dai răspunsul corect fără nicio problemă. Nu, uite, asociat trimite SMS și zice gata, stop. Eram sigur. Cine? Era sigur. Păi doamnele sunt mai sperioase la de-astea. Păi tu răspunde, ai văzut ce norocos am fost că am prins cu varul, m-am încadrat în timp. Spune și tu că n-ai văzut mesajul. Eu m-aș duce, dar vă dați seama ce mă așteaptă dacă nu ascult. Nu e vorba de bani, că pierd bani. Ce-mi pace dacă nu ascult? Vrei să te consulți cu ea? Pe bune? Popit? Vrei să te consulți cu ea pe bune? Nu. Mi-a trimis SMS, zice gata, te opresc, mă opresc. Gata. Treci. Gabi, fiind fost militar... Ți-e frică, a? Da. S-a închis ușa, treci. Nu mi-e frică, dar de o persoană mi-e frică. Da. Nu ți-e frică, dar nu te opui. Nu. Da, înțeles. Bine. Da, deci sunt hotărât, m-am oprit. Vă mulțumesc tare frumos. Cu drag. Mie 1000 de mulțumesc euro. Tare frumos. Păi sunt bani foarte buni. E greu să pariezi 1000 de euro pe o întrebare. E greu, da. La 100-200 nici nu stăteam la discuție, dar totuși 1000... Eu zic totuși să te mai gândești. Fii atent. Îți lăsăm 5 minute să te gândești și revenim cu decizia ta finală peste doar 5 minute. Rămâi la telefon. Și fii atent, peste 5 minute o să-ți adresăm oricum și întrebarea a treia ca să vedem cum merge, da? Ne întoarcem în 5 minute. Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM. Ne-am întors, Gabi din Arad e cu noi, a câștigat 1000 de euro după două răspunsuri corecte. Gabi, să știi că orice decizie ai fi luat, ești protagonistul unei premiere aici la noi, este prima reluare, iată, de validare a unui răspuns corect la dublu sau nimic. Așa. Fii atent. Alcaraz. Deci ai fost pe bătaie.
Pe bătaie ai fost și răspunsul, exact cum spuneam, corect a venit în timp. Exact ca la basket, cum spunea Vlad. Acum spune-ne, Gabi, ce decizie ai luat. Zicea cineva la Fanta de Lumină, nu? Mai cine da, 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 în arbitraj. La Fanta de Lumină. Nu, mă opresc, vă mulțumesc frumos. Mă opresc. Okay. Bine, Gabi. Yes, bine. Suficient. Foarte bine, bine. Bravo, ai luat banii. Să te bucuri de ei. Idee da, pe următoare. Sigur. 1000 de euro la dublu sau nimic. Felicitări. Ești și primul câștigător al unui premiu în actuala ediție de dublu sau nimic. Sezonul ăsta a început luni și tu ești primul câștigător al unui premiu. Iar acum, Gabi, o să-ți spun care era întrebarea pentru 2000 Aha. de euro. În afara concursului, întrebarea potrivit e aceleași reguli. Trebuie să dai răspunsul corect în 6 secunde, da? Te concentrezi. Ia-ți și niște emoții. Da. Gabi, au trecut. Ai mai fi câștigat 1000 de euro dacă ai fi răspuns corect la întrebarea ce domnitor este înmormântat la mănăstirea Znagov? Petru Mușat. Oh. A fost inspirat omul. Ce căuta Petru Mușat la Znagov? Petru Mușat e prin Moldova. Îl căuta pe Vlad Țepeș, că da. El e... Mușatinii lui cu Ștefan, cu alții. Vlad Țepeș este mormântat la mănăstirea Znagov, Gabi. Ai Gabi, fost inspirat că te-ai oprit? Felicitări! Ai luat 1000 de euro. Ne întâlnim după 9 cu culinaria.